Deci părinții mei, când era pe timpuri și pe vreme, făceam meseria asta cu căldări cu spuitul. Se ducea în sat, repara căldări, spoia căldări, înțelegi, la lume. Și se înțelegea la mică înțelegere. Cât îi dătea, când nu îi dătea și s-a apucat de meseria asta. Dormea, nu acum cum e casele de este așa cum este, dormea pe lângă gard, pe acolo. Să zicem, mergea la Fulmăsa și avea de lucru acolo și nu mai venea acasă, ca să piardă timpul, să ducă să vie. Dormea pe uliță, pe acolo, pe lângă gard, pe iarbă, pe o păturică, dormea și s-a apucat de treabă pe acolo. Venea lumea la mine și îi spunea, omule, am și eu de lucru, 3-4 vase. Poți să mă servești și pe mine? Da. Mergeam, vedeam cum arăta vasul ăla, dacă era de mine, puteam să leam, să pot să lucrez vasul ăla. Mă înțelegeam cum la mică înțelegere, ce aveam eu nevoie. Și puteam să lucrez vasele. Pe porumb, pe făină, pe mălai, pe o pasăre, pe un ban, ce n-am avut noi. Pe o băutură zăteam pe timpurile alea. Înțelegi? Și dormea pe acolo, nu cu corturi. Dormea așa, pe acolo. Și cu asta am trăit, pe lumea asta, toată lumea. Se muta în altă comună, iar. Deci stătea aici o săptămână, pe urmă pleca în altă parte, pe la Bujorul, Pietrușan. Acolo iar tot așa, stătea cu toată săptămână, două. Și lucram pe acolo. Și lucram meseria asta ca să putem să trăim. Dar cu căruța mergeam, nu? Mergeam cu căruțe. Cu căruța, mai mulți erați. Mai mulți eram. Mergeam mai mulți, așa, acolo, câte... De aici, câte unul, toți de aici, din Conțești. Poate... Toți de aici, din Conțești? Alții din Conțești, alții de Zim. Deci eram 3-4 familii în Conțești. Mergeam pe drumul cu căruți. Pe drum ne găseam cu alți oameni, tot așa, de la Zimnicea, de la Bujorul, și ne uneam. Bă, păi unde mergem să ne stabilim? Păi ne stabilim în Pietreșoara. Aici, că e comuna mare și aici putem să stăm o lună de zile și lucrăm la oameni.